Bună ziua, dragii mei, și bine v-am găsit la un nou video. De data aceasta vreau să vă invit să privim această etalare pentru săptămâna 15-21 aprilie. Am extras deja din oracolul chinezesc energia săptămânii pentru dumneavoastră. O să vedem care este energia aceasta. Nu uitați că este o etalare generală, că timpul este fluid, că unele evenimente se pot întâmpla, sunt în curs de a se desfășura sau s-au întâmplat deja, altele se vor întâmpla. Au existat persoane care și-au pus diferite întrebări legate de viitorul prescris de cărțile de tarot. Vreau să vă spun că timpul este fluid, că universul nu cunoaște această noțiunea de timp pe care noi o cunoaștem și energiile se pot schimba în orice secundă. Odată ce am manifestat o intenție, adică am creat o acțiune, un gând, o dorință, fie prin, așa cum am spus, prin gând sau printr-o acțiune de a noastră, energiile se schimbă și atunci cursul tarotului se schimbă. Tarotul nu poate decât să ne ofere un ghid, să ne ofere o soluție pentru a ne putea ghida cât mai bine în parcursul nostru viitor. Nici de cum ne oferă un viitor bine definit, prestabilit, 100%. Nu are cum să facă acest lucru, dar este un ghid util în viața de zi cu zi. Și indiferent dacă dumneavoastră ați văzut acest videoclip peste o lună, există unele soluții, o idee, un cuvânt care vă poate ajuta pe viitor. Întotdeauna sunt intențiile noastre, sunt canalizate și energiile către ceea ce vrem și ne dorim să facem. Și atunci normal că ele se schimbă și se modifică mereu, aș putea spune. Așadar, haideți să vedem, să revenim la această etalare. Așa cum vă spuneam, am extras deja energia din oracolul chinezesc pentru această săptămână, 15-21 aprilie. Aici văd că există unele persoane care își doresc să facă ceva. Aveți un proiect anume al dumneavoastră, da? Însă văd două. Îmi pare rău că vă spun asta, dar văd două piedici, două obstacole care vă blochează acest progres al dumneavoastră. Indiferent că dumneavoastră vă gândiți la plan profesional, material sau relațional, sentimental. Cartea spune să înfruntați orice obstacol în funcție de capacitățile dumneavoastră și să nu faceți zel de asta, da? Deci, care sunt capacitățile dumneavoastră vis-a-vis de aceste două obstacole? Nu complicați situația dacă nu considerați că o puteți rezolva. Nu încercați să țineți piept acestei, spre exemplu, unui uragan cu o simplă umbrelă, da? Ceva de genul ăsta am vrut să spun. Deci, confruntați aceste obstacole, înlăturați-le în funcție de capacitățile dumneavoastră. Haideți să vedem, pentru fiecare zi am să utilizez câte o carte, pentru weekend am să extrag doar o singură carte. Văd că veți începe această săptămână cu un contract. Fie că este un contract de muncă, fie că este o relație pe care o așteptați de mult, se va concretiza în această săptămână.
Este, văd un bărbat la serviciu care vă poate ajuta într-o anumită privință, cu care vă sfătuiți, cereți sfaturi legate de problemele financiare. Fie că sunt ale dumneavoastră, fie că sunt ale întreprinderii, al instituției unde lucrați sau ale afacerii pe care o aveți. Așadar, vă văd înconjurați de prieteni în această săptămână. O parte dintre dumneavoastră luați o pauză înainte să acționați, înainte să faceți o mișcare pentru a progresa într-o anumită direcție cu o anumită persoană, da? Cu o anumită persoană sau privind un contract de muncă. Există o mișcare către pozitiv pe care o faceți după această pauză. Fie unii dintre dumneavoastră ați fost în concediu, alții nu ați avut serviciu, ați depus CV-uri și vă veți găsi acest serviciu. După această scurtă pauză, veți fi determinați să mergeți înainte. Și, așa cum v-am spus, vă sfătuiți cu această energie masculină. S-ar putea ca o parte dintre voi să cunoașteți pe cineva la locul de muncă, de asemenea. Vă mai pot spune că există o persoană extrem de invidioasă pe care o simt apropiată de dumneavoastră, că este din cercul dumneavoastră de prieteni sau din familia dumneavoastră. Este o persoană cu tenul alb și blonduță care este extrem de invidioasă pe ceea ce dumneavoastră ați realizat până acum, din punct de vedere financiar. Este foarte, foarte geloasă, foarte invidioasă, deși vă ascunde acest lucru, dumneavoastră nu știți că această persoană este invidioasă și se gândește mereu să vă transmită o energie negativă. Este o persoană care vă transmite o energie extrem de negativă. Ar trebui să vă feriți de această persoană. S-ar putea ca să existe discuții, să fi avut discuții cu această persoană undeva prin luna februarie sau anul trecut prin primăvară și să nu mai fi comunicat cu această persoană, dar să știți că aceasta se gândește mereu la ceea ce aveți dumneavoastră și vă transmite mereu această energie negativă. Un pic atenție la această persoană. Există aici o bucurie. Veți petrece pentru pentru a putea cu ceva prieteni, da? Veți petrece pentru a simboliza semnarea unui contract de muncă. Veți fi fericiți, foarte fericiți, pentru că ați reușit acest proiect pe care vi l-ați propus de mult. Fie că ați semnat acum acest contract sau îl veți semna în această săptămână, dar în orice caz, săptămâna o începeți cu această bucurie, pentru că marți veți afla vești bune privind acest contract de muncă. Vă veți bucura foarte mult privind acest contract de muncă. Și, așa cum v-am spus, vă sfătuiți cu un bărbat privind, eu știu, starea dumneavoastră financiară. Un bărbat în jurul vârstei de 43 de ani. Haideți să vedem acum pentru dumneavoastră în dragoste energia acestei săptămâni. Voi extrage trei cărți.
Da, există această noțiune de petrecere, de întâlnire. Există o femeie care este tânără în anturajul dumneavoastră. Veți primi cadouri, veți fi foarte răsfățați în această săptămână. Da? Veți primi cadouri fie de la prieteni, fie de la persoana iubită. În orice caz, cineva vă va invita la o petrecere sau la restaurant. În orice caz veți ieși afară și veți primi o altă parte dintre dumneavoastră cadouri. Da? Veți fi răsfățați cu cadouri. Da? Cam atât am avut de spus pentru dumneavoastră pentru săptămâna 8, pentru săptămâna 15-21 aprilie, îmi cer scuze. Vă mulțumesc pentru vizualizări și vă aștept la un nou video. La revedere!